Salut, bucătăraș! Știi că sunt topită după dulciurile făcute în casă, iar rețeta următoare este unul dintre motive. Fursecurile fragede cu ovăz, ciocolată și merișoare sunt la fel de binevenite în perioada Crăciunului, dar și în restul anului, sau de câte ori ai poftă să ronțăi ceva. Ai nevoie de 200 de grame făină albă, 200 de grame făină de ovăz, 50 de grame tărâțe de ovăz, 250 de grame de unt moale, 300 de grame zahăr brun, o linguriță praf de copt, 2 ouă, 100 de grame miez de nucă măcinat mai mare, 80 de grame ciocolată neagră tăiată cu bulețe, 100 de grame merișoare, un praf de sare și o linguriță extract de vanilie. Modul de preparare este simplu și dacă ai un robot de bucătărie, va fi și mai ușor să amesteci ingredientele. Mai întâi, mixează untul moale cu zahărul până devine cremos. Pune apoi pe rând câte un ou, mixând în continuare. Adaugă vanilia. Amestecă într-un bol făina albă, făina de ovăz, tărâțele de ovăz, un praf de sare și praful de copt. Adaugă puțin câte puțin în compoziție și mixează la viteză mică să se încorporeze bine. Muta amestecul într-un bol mai mare și pune miezul de nucă, ciocolata și merișoarele, apoi omogenizează lejer cu o spatulă. Cu ajutorul unei linguri, pune grămăjoare de aluat în tavă, pe hârtie de copt și lasă puțin spațiu între ele ca să nu se lipească. Coace fursecurile la 180 de grade cam 15 minute, până se umflă ușor și se rumenesc la bază. Scoate-le cu grijă, cu o spatulă și lasă-le la răcit. Fursecurile au ieșit fragede și delicioase și sper să încerci și tu rețeta mea. Iar dacă mai ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să le prepar, lasă în comentariile tale mai jos. Pa, bucătăraș! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.